România a avut în primul semestru al anului o creștere economică de 1,7% pe serie brută, în condițiile în care PIB-ul s-a majorat cu 2,4% în primul trimestru și cu 1,1% în trimestrul 2 al anului, arată datele INS. Mai multe însă ne spune Cristian Hostiuc, director editorial al ziarului financiar Fini. Bun găsit! Bună! Hai să vedem. Ne bucurăm de creșterea asta sau e prematur? Raluca, rezultatul e prost. Rezultatul economic din al doilea trimestru este foarte prost, este sub așteptările analiștilor, ceea ce arată că economia este într-o scădere mult mai accelerată decât se aștepta lumea. Pentru că economia a intrat în scădere. Guvernul arunca cu basca în sus, mizând pe o creștere economică de peste 2% în acest an și dintr-o dată ne trezim că suntem pe un trend de scădere. Dacă acest trend de scădere va continua, s-ar putea ca în trimestrul 4 să intrăm chiar pe minus. Eu sper să nu ajungem acolo. Oricum, mi se pare că creșterea economică din acest an de 2,5% prognozată pare un pod mult prea îndepărtat în acest moment. Adică noi în primul trimestru avem 1,7, ne-ar trebui ca în trimestrul 2 și 3, în trimestrul 3 și 4 să avem o creștere economică de peste 3%. Mi se pare foarte greu de realizat în condițiile actuale. Și mai ales că urmează o perioadă extrem de dificilă cu noile majorări de taxe și impozite care vor lovi în consum. Fini, cum mă impactează pe mine în mod direct și acum aceste prognoze care se fac pentru viitor și dacă sunt sau nu sunt îndeplinite prognozele? Păi economia scade. În momentul în care economia scade și previziunile sunt proaste, probabilitatea ta de a avea venituri mai mari se reduce foarte mult. Adică dacă economia scade, de unde să aibă companiile business? Da, vedem ce se va întâmpla. Îți mulțumesc tare mult pentru analiză, Fini.